În anul 2015, echilibrul și dialogul trebuie să fie principiile de bază în Consiliul Județean Dâmbovița. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, face apel la înțelegere și dialog din partea consilierilor județeni PNL. Mai mult, șeful județului a spus că anul 2015 va fi unul extrem de dificil și, drept urmare, înțelegerea și dialogul vor stabili echilibru în Consiliul Județean. Apele sunt destul de tulburi în Consiliul Județean Dâmbovița pentru că se dorește instalarea celui de al doilea vicepreședinte. Însă pe la Corțul se aude că ar fi debarcat și Gabriel Grozavu. Am convenit la ultima ședință la care ați participat ca eu să convoc ședința Consiliului Județean în următoarea săptămână. Vreau să vă spun că n-am putut să o convoc într-o săptămână pentru că veți vedea pe ordinea de zi sau poate ați văzut-o deja publicată, sunt 44 de puncte pe ordinea de zi. Am mai adăugat în cursul discuțiilor de ieri încă 2-3 puncte. Nici astăzi n-am putut finaliza pregătirea tuturor materialelor. Ca urmare am fost nevoit să amân convocarea pentru ziua de vineri, 19 decembrie. M-am ținut de cuvânt și pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean am trecut și alegerea vicepreședintelui și alegerea unui membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Public. Fac referire la cele două puncte pentru că, știți foarte bine, Partidul Național Liberal, cu o parte din consilierii județeni, la care s-au adăugat și doi independenți, au cerut convocarea unei ședințe de îndată a Consiliului Județean cu aceste subiecte. Vom vedea cum se așează lucrurile în Consiliul Județean Dâmbovița abia după ședința de vineri, 19 decembrie.